Salut, Lupu Bătrân, salut, Luca Las. Salut, Penny. TV Shower, salut și ție. Culcear, salut și ție. Cum e cu munca, Penny? E bine. Ce subiect am azi? Păi cred că ați văzut acolo ce subiect am azi. Viața după eliberare. Sărbători fericite și ție, Mihai Bolnar, Dan Alexe, salut și ție. Hai că vă aștept ca să pot începe. TV Shower, ani de zile, îl am așa. Salut și ție, Laurențiu Avram. N-am făcut niciodată jack interviuri cu Montana. Greșit. Pădurarul Lăcrămioara, salut și ție și multă sănătate. Normal că îmi place Culcear, fotbalul. Vreau să vă povestesc viața de după eliberare. Cum am simțit-o eu? Pentru că mulți mă întrebau cum te-ai simțit, ce senzație ai avut, dacă a fost bine, dacă a fost rău și așa mai departe. Și am să încep după ce am fost la instanță, așteptam pe secție verdictul. Când am văzut că pe la vreo două și ceva nu vine verdictul, intrasem așa, dezamăgit. Am zis, nici de data asta nu s-a fructificat verdictul. Și mai rămân încă o amânare. Până la vreo 3 și ceva stăteam cu un băiat pe scară la deschiși și îmi spune la un moment dat, ia uite ce supărat este comandantul de la secția exterioară Vânjuleț. Când s-a apropiat de noi, l-am întrebat de ce este supărat și îmi spune, ce am parcă ai vorbit tu cu comandantul? Și nu nimic. Păi cum că a fost aici comandantul și a zis că a vorbit cu tine? N-a vorbit nimic, decât că doi inși din cameră la mine vor să plece înapoi la Severin. Atunci parcă mi-a dat așa o bucurie, știam că de fapt motivul e altul. Și mi-a spus, hai până în birou. Am intrat în birou, m-a mai întrebat odată ce am vorbit cu comandantul, i-am spus că nimic, cu directorul, pardon, i-am spus că nimic. Și după aia mi-a spus, hai că te-ai admis pe tribunalul. În momentul ăla am început să plâng pe loc ca un copil mic. Și îi spuneam să nu facă mișto, că știe că sunt bolnav cu inima. Și a zis, nu mă, nu, hai în față, mi-a arătat pe portal, mi-a spus, du-te, fă-ți bagajul, mi-am luat ce am considerat eu că-mi trebuie. Restul le-am lăsat la oameni în cameră. M-au dus pe Severin. Acolo mi-au făcut descarcerarea, mi-au luat amprente, ADN-ul, poze, tatuaje pe tine, tăieturi și alte semne. După care, pe la ora 7 și ceva, ne-a dat drumul pe poartă. Am fost patru inși care ne-am eliberat. Cu mine a mers unul care era tot prin zonele astea de în București, pe lângă București, și m-a ajutat la bagaj. Am ajuns în gară și pentru prima oară văzusem și eu acel aparat care ți iei cafea de la el, de bagi 2 lei și ți iei cafea. Dozator sau cum îi spune. Și mă uitam la el că nu știam pe unde să-i bag banii. Vă dați seama că
Te liberezi când se vindea cafea la ceașcă, te arestează când se vindea și te liberezi cu cafea la dozator. Și mă uitam, nu vedeam pe unde să-i bag. La un moment dat, de poliție, de mine, și mă întreabă, ce faceți aici? Și spun, vreau să-mi iau cafea și nu știu pe unde să bag banii. Și îmi ia el 2 lei din mână, două hârtii de alea, atunci era prima oară când văzusem banii ăștia noi, mi le bag acolo și îmi scoate o cafea. După ce îmi dă cafeaua, ca orice organ, mă întreabă dacă am vreun act de identitate la mine. Și zic da. Și am dat biletul de eliberare în mână. S-a uitat pe el și când a văzut, a, îmi cer scuze. Vreau să vă spun că până la ora 2, fără ceva, când am avut trenul, acei doi polițiști, bine, stăteau undeva mai departe și cu doi inși care erau la o de-asta de pază, agenți de pază, nu au plecat acolo până nu m-am suit eu în tren. Dar, stând pe peron, stând de vorbă cu unul din acei agenți, m-a cunoscut și și-a dorit și el să facă o poză cu mine. Nu l-am refuzat, am făcut poza. Nu știu ce a scris el acolo la poza aia, ca și comentariu, dar n-a durat 15 minute și a venit o ceată de asta, de elevi, de studenți, copii, ca să-și facă toți poze cu mine. Deci se subînțelege că omul a anunțat că m-am eliberat și cred că ați văzut și prima poză după eliberarea mea în gara la Severin. Senzația de eliberare după atâția ani este foarte mare. Uite, și acum mi se zbârlește carnea pe mine când vă povestesc. Nu venea să cred că apuc să mai calc cu piciorul în libertate. Dar munca mea în penitenciar și, cum să spun eu, nu prea am cuvântul potrivit și efortul, hai să spun efortul pe care l-am depus, a dovedit că merit să fiu eliberat. A dovedit că pot să mă reintegrez în societate. Și lucru pe care voi îl vedeți de 7 luni încoace, vedeți schimbări și vedeți că nu mă mai interesează răutățile și nici nu mă vor interesa. Și nu credeam în viața mea că o să mai calc pe pământ în libertate. Credeți-mă că la Severin, acolo undeva drumul e în vale așa, credeam că se mișcă drumul cu mine. Credeam că, nu știu, nu mai știu să merg eu pe stradă. N-am cuvinte să vă exprim cât de mare era senzația că după 23 de ani și o lună, că atâta este, aprilie-mai, 23 de ani și o lună, mi s-a mai oferit o șansă. Și am spus din momentul în care am ieșit pe poartă, am spus că dacă mi s-a dat această șansă, nu vreau să mai dezamăgesc pe nimeni. Vreau să le dovedesc că am meritat această șansă. M-am suit în tren. Eu căutam să cumpăr bilet așa cum știam eu că era pe vremea mea, te duceai la casa de bilete, dar nu, a spus că trebuie să aștept trenul, că ți-l dă controlorul biletul. Ok, m-am suit în tren, n-am dormit toată noaptea,
deși n-aveai ce să vezi afară, am stat numai cu ochii pe geam. Mai zăream o lumină, un copac, o casă, dar era, nu știu, era bucuria aia să văd ce s-a întâmplat după 23 de ani, ce schimbări sunt, cum e viața. Na, am ajuns în București dimineața. Vă dați seama că n-am uitat traseul. Nicol, Nico, îți mulțumesc mult de tot și ție îți urez Crăciun fericit. N-am uitat Gara de Nord, am știut pe unde să ies și dacă a fost cu pandemia asta și după atâția ani, vă dați seama că n-am știut ce mașină să mai iau să mă duc spre casă. Și atunci l-am rugat pe un taximetrist, i-am arătat, i-am spus, uite mă tată, m-am eliberat și eu acum, după 23 de ani, nu am bani mulți, dar îți pot da și ție jumate din ei, să mă duc și pe mine până la Scânteia, cum știam eu, Scânteia. M-a luat, n-a zis nimic. Și de la Scânteia am luat un maxi taxi de ăsta care sunt acum până la mine în Balotești. Aici Valentin Vlădescu, îți mulțumesc mult de tot și îți urez sărbători fericite și ție. Aici, după ce m-am coborât, am zis să mă duc acasă și nu să stau în casă, că nu vreau să deranjez, ci doar vreau să-mi las bagajul care îl aveam și să mă duc să-mi rezolv problemele cu poliția. L-am lăsat la ușă la fratele meu. Bineînțeles că cei de la Severin au anunțat Ilfovul că m-am eliberat. Mulțumesc, Nicole, Nicos, mulțumesc din suflet. Au aflat că m-am eliberat, au anunțat. Și eu m-am dus la secția de poliție să predau biletul de liberare și să mai am evidență. Surpriză, nu era nimeni. Am fost de vreo 2-3 ori. Nu era nimeni. La un moment dat, eu am văzut în timpul ăsta o mașină de poliție că tot se plimbă printre blocuri, prin Balotești. Și la un moment dat îi opresc și spun, domne, eu m-am eliberat azi și nu e nimeni la postul de poliție. Și îmi spune, tu ești șampar, eu sunt, ai domne, că de când te căutăm, păi, mă plimb ca nebunul pe aici și nu mai văzut. M-am dus la post. În acel moment a venit și fratele meu mai mic, că aflase și el, a venit și fratele meu la mai mare, că aflase și ei. Și trăiau cu impresia că eu, dacă m-am eliberat, am ieșit ca să le fac rău sau mai știu eu ce. Nu, departe de bine gândul ăsta. Îți dai seama, după atâția ani, să-ți vezi frații, plângi în sufletul tău așa, știi? Eu i-am iubit mereu și îi iubesc, dar n-am vrut să le arăt. N-am vrut să creadă că dacă le arăt că îi iubesc, le arăt ceva fals. Nu. Și am zis că mai bine îi las pe ei singuri să descopere cât de mult îi iubesc. Din acel moment s-a pus problema unde o să stau. Bine, până la chestia asta m-am întâlnit cu patronul la care lucrez acum, cu Ionică. El era copil mic când m-a arestat. M-a recunoscut. El a fost singurul care m-a recunoscut din toți.
m-a salutat, noroc, sănătate, mi-a luat un suc, i-am spus că nu beau, nu mai beau alcool, nu vreau să mai pun gura pe alcool. Și m-a întrebat dacă am telefon, el mi-a luat primul telefon de la cu butoane. Îmi vine să plâng. Și atunci s-au anunțat între ei, uite, s-a liberat Marius, hai să vorbiți cu el. A venit și Cristi, și Manu, și Mihăiță, mai mulți comici nu m-au arestat pe mine. Și au zis că trebuie să o fac într-un fel ca să mi se dea și mie ceva, să stau, că doar nu o să dorm în stradă. Că acum Sebi era speriat, credea că o să vreau să stau cu ei și nu. Mi-a spus că nu mă interesează, nu vreau decât un acoperiș deasupra capului, nu vreau să o deranjez pe nimeni. S-au dus, s-au alergat, au vorbit și rezultatul îl știți foarte bine, că stau la acea cazare până mi-o dat și mie ceva. Dar în ziua aia m-am pus să mă culc, că eram obosit. A doua zi, credeți-mă că am mers pe jos, tot Baloteștiul. Cred că am mers vreo 30-35 de kilometri, am mers pe jos așa, să văd ce s-a mai deschis, cum mai e, ce s-au schimbat pe acolo. Și am constatat că singurele trei lucruri care nu s-au schimbat din acele locuri a fost biserica, școala și poliția. Alea au rămas acolo. Restul s-au schimbat multe. Bine, toate au rămas la locul lor, dar s-au renovat, s-au mai deschis la lumină. Înțelegeți? Parcă nu mă săturam să mă mai plimb. Nu venea să cred. Vă spun încă o dată că sunt liber. Am știut ca de atunci să prețuiesc fiecare zi, să iubesc libertatea și indiferent dacă am sau nu, să stau în libertate. Să prețuiesc acest dar, această șansă. Și ca drept dovadă m-am luptat, metaforic vorbind, ipotetic, să obțin muncă. Primăria n-a vrut să-mi dea să muncesc la ADP-ul, că a spus că nu e de mine ADP-ul. Probabil, nu știu, s-a gândit ei acolo cum să-i dai lui Marius să dea cu mătura sau să strângă gunoiul când el e, nu știu, e inteligent, să spunem. Deși eu nu mă consider decât pentru mine inteligent, atât. Ceea ce fac eu acum, de vă povestesc viața mea, vă povestesc din pușcărie, pe tot parcursul cât o să fie, este ca să învățați voi care vreți din voi să nu faceți ce am făcut eu sau alți colegi de care am să vă povestesc și să prețuiți libertatea. Înțelegi? Și m-am dus la el, la primar. Era cu vicele, erau mai mulți acolo și l-am rugat frumos să-mi dea de muncă. Și mi-a spus, păi bă, Marius, nu avem legătura la ADP-ul, că e cu pandemia, e cu... Și a spus, nu mă interesează unde ai, mi-e dăm de muncă. Nu mă interesează că nu încad gradele, nu mi-e rușine, nu sufăr de băieție, nu sunt șmecher. Sunt Marius și atât, care își dorește să muncește, își dorește, cum să spun eu, să trăiască
fericit și simplu în libertate și să nu se mai întoarcă înapoi. Ai înțeles? Și atunci m-a băgat la ADP-ul. Traseul, vi l-am mai spus, am 7 km pe o parte, 7 pe alta, să strâng gunoaiele după stradă. Nu mă deranjează și nu mi-e rușine. Acum pot să vă spun că nu trebuie să-ți fie rușine să muncești. Trebuie să-ți fie rușine să te duci, să fii să nu, trebuie să-ți fie rușine să fii sănătos și să stai pe ajutor social. Sau să cerșești. Și uite cum am apucat de muncă. După aceea m-am dus și la garaj, la acel prieten, la Ionică. N-am avut niciodată pretenția să-mi dea ceva, pentru că i-am spus și lui lucrul ăsta, tu ai fost primul care mi-ai sărit în ajutor, după aia ceilalți frați și așa mai departe. Am știut, de data asta am știut să aleg prietenii sau amici, cunoștințe, că mai e până la prieteni, și să nu mai am oameni lângă mine care să-și dorească sau să-mi dorească răul. Înțelegi? Eu mă duceam la el și trebuia să mă pun în practică, că na, mai uitasem din meserie și nu aveam nevoie să-mi dea ceva, dar a văzut că muncesc, vă dați seama că îmi dădea și mie acolo, cum se spune, de un suc, bine, un suc. Mă plătea frumos, adică îmi dădea cam cum s-ar plăti la zi, 100, 150, depinde de când muncești, înțelegi? Acum, n-aș vrea să vă mint. Am încercat să vorbesc cu mai multe fete, femei, că nu fete, așa. Nu, am să vă spun și cei cu copii. Sunt invitat la cineva să facem sărbătorile și au copii. Oameni care au încredere. De atunci muncesc cu spor, îmi place ce fac, prețuiesc fiecare zi, mă bucur ori de câte ori mă plimb, îmi place să mă plimb mult pe jos. Și sper ca într-o zi să înțelegeți și voi, cei care nu înțeleg, mă refer, că trecutul e trecut și îl lăsăm în spate, prezentul e prezent și viitorul e frumos pentru mine. Așa cum vă spuneam, am încercat să vorbesc cu mai multe fete, pentru că ca orice om îmi trebuie și mie o femeie să-mi fac și eu o familie. Și am și eu niște criterii pe care le-am mai spus eu. Bine, nu contest că poate că și femeia are niște pretenții. Și din câte am vorbit până acum cu ele, am rămas decât la una care nu că se apropie, are mai mult decât am eu. Sau poate avem la fel.
Dar eu vreau să cred că ea are mai mult decât am eu, nu financiar, să nu vă gândiți la altă. Înțelegere, înțelepciune, suflet, comunicare și dorința de a-și întemeia o familie. Și cu ea voi rămâne. Nu o să vă spun numele, deși, na, cu numele ei sunt multe fete, dar e mai bine să nu spun decât atunci când va trebui. Asta e viața de după libertate. Vreau să vă mai spun că nu mă consider un om la 46 de ani și vreau ca să retrăiesc și să recuperez ce se mai poate din tinerețea mea. Și mulți din voi nu știți, dar eu încă mă simt așa copil. Și uite, știți și voi că mă duc și eu cu copiii fotbal, mai mergem la o prăjitură, la, înțelegi? Mulțumesc mult, Mario Ghișoiu. Și ție îți urez sărbători fericite și sănătate, cât și familiei tale. Și așa cum o spuneam, vreau să copilăresc. Mulțumesc mult și eu vă pup pe voi, Mario Ghișoiu. Ca să mai recuperez, dacă mai e ceva de recuperat. Iar după ce voi fi lângă femeia pe care o iubesc și sper să că și ea mă urmărește acum și știe foarte bine cine e. Și ca să dau un indiciu că poate multe din voi spuneți, aoleu, eu sunt sau eu sau eu, nu. Locuiește în Anglia, atât pot să vă spun. Când voi fi lângă ea, atunci mă voi întoarce la maturitatea mea. Nu spun că acum nu sunt matur, sau că nu gândesc, sau că nu-mi dau viața, nu-mi dau seama ce fac. Dar vreau eu, în copilărie, să mă bucur de această șansă și dar. Acum am să vă răspund și vouă la întrebări cât am timp, la restul după, la cât pot. Na. Mulți m-ați întrebat că s-aud copii. Da, sunt invitat la băiatul meu, mulți știți că am. E posibil, Nicolas, da, să plec și în Anglia. Depinde de cât de repede fac actele. Și are trei fetițe. Și mă bucur de câte ori vin aici. Mă simt fericit. Nu că n-aș fi putut să fac și cu frații, că m-au invitat și ei, dar am zis că anul ăsta vreau să-l fac cu el. Și să fie mai special așa, pentru că mi-a lipsit an mulți. Uite, vreau să vă arăt, le-am făcut și bradul. Cred că e cel mai frumos brad care l-am găsit. Le-am împodobit bradul și mâine sub brad vă dați seama ce o să aibă fetițele. Te salut și pe eu pe tine, Gabriel. George Rădoi, Dumnezeu le rânduiește pe toate și știe mai bine. Judecata oamenilor chiar nu mă interesează. Mulian, îți mulțumesc mult de tot. Și sărbători fericite. Valentin Alexandru, îți mulțumesc mult de tot, sărbători fericite. Constantin Sitaru, salut.
care este mâncarea ta preferată? Nu am o mâncare preferată, mănânc orice. Cameleon, uite, am să-ți răspund. Tu spui dacă m-am rugat pentru morți, pentru familie și ți-a cerut. Să știi că da. Dacă tu urmăreai de mult, vedeai lucrul ăsta. Înțelegi? Gabriel Rod. Da, am văzut. Normal că am văzut. Crăciun fericit și ție, Liaver. Mulțumesc și ție, Alexandru. Vă doresc la toți sărbători fericite. Il Conte, de ce ți-ai tatuat două coarne? Nu sunt toarne, nu sunt coarne cu metre. E o variantă de Chicago Bulls, sub altă formă. Warner Bros. Când vii pe la București? Pe chiar acum sunt în București. Alexandra Maria, Crăciun fericit, Crăciun fericit, Răzvan Ața, prieten drag, mulțumesc mult. Petruș Cuțitaru, fiecare poate să vorbească cum vrea, îi respect și pe cei care vorbesc frumos și pe cei care vorbesc urât. Chiar nu le dau o importanță la cei care vorbesc urât. V-am mai spus, Laurențiu Avram, am mai spus, am 46 de ani. Daniel Stanciu, Crăciun fericit și ție. Ioana Adam, am mai spus cum îl cheamă, Andrei, bă, nu prea se ferește, să știi, nu. Coxicov, de ce îi zice lui Costeluș de la, păi întreabă-l pe el, dacă are curaj să spună. Nu am multe tatuaje, păi de aici în București îmi fac sărbătorile. Și ție atomic la fel. Laurențiu Avram, bă, eu nu vreau să fiu un exemplu pentru nimeni. Dacă vrea cineva să ia ca exemplu lucrurile bune de la mine, eu-s pălăria. Dacă Ceaușescu a ținut cu românii, era bună la în felul lui. Valentin Vlădescu Rădulescu a murit, dacă nu știi. Ai, Cox, ți-a mai zis, întreabă-l pe el ce a pățit. Și termină cu, mă întreb de 1.000 de ori, nu-ți spun, întreabă-l pe el. Octavian Dumitru, nu mai am treabă cu mama lui, nici nu mă mai interesează. Ai, vrei să spun și pe First Happy, undeva pe la marginea Bucureștiului. Da, și ție, Ogi Mania, Crăciun fericit și ție, Andrei Octavian, cred că în vreo 30 de penitenciari a fost. Cameleon ți-a mai răspuns odată. Dacă ar avea familie, m-aș duce să le cer iertare. Dar crede-mă că le-am aprins lumânări. Și dacă am făcut lucrul ăsta, înseamnă că mi-a părut rău pentru tot ce am făcut. Nu mai îmi pune întrebări de astea, că nu-ți mai răspund. Pentru că am vrut să treacă timpul mai repede, Alex. Țipătul iadului și ție la fel. Cox și ție la fel și noroc. Cunosc, dar nu așa mulți. Unu am valii. Ioana Adam, nu. Nu-mi cere lucrul ăsta, că nu. Nu vreau să-l jignească oamenii fără minte. Stai o secundă că mai uit o dată. Robert Gavrilescu. Eu sunt o persoană cu dizabilități și vreau să întreb cum e viața în pușcărie pentru un om în scaun rulant, mulțimea. Mă,
Pentru voi este grea nu că ți-ar face de ținuții ceva sau că s-ar lua de tine, dar e greu pentru tine că ești în scaun și îți dă însoțitor să te ajute, să te pripi la aer, la vizită, la colo-colo, dar e greu că ești în căruț, înțelegi? Marian Andrei Cătan și sta la pușcărie, vreo 23 de ani. Da, mă bucur că ai înțeles, Cox. Da. Nu știu, n-aș vrea să vă supărați pe mine, dar de 6 luni de când fac YouTube, tot aceleași întrebări mi le puneți, nu știu. Puneți și voi niște întrebări mai serioase, mai. Na, că vă răspund, dar să nu fie jignitoare sau la adresa trecutului care nu aș vrea să mai povestesc de el. Unde lucrezi acum? V-am mai spus, te uiți pe filmare și ai să vezi. Are 26 de ani, Marian Micloș. Fă socoteala. Ce planuri ai de viitor, Cosmin? Să mă însor, să-mi fac o familie. Alex, păi da, știe lucrul ăsta. A, nu, nu mă lua așa, Adrian Ștefan, că nu îmi doresc. Eu îmi doresc munca de jos, că și aia. Și aia e bună. Madara. Nu-mi place cola. Că-s cu inima. Valentin Vlădescu, îți mulțumesc mult de tot. Sărbători fericite. Eu oricum fac față răutăților, că nu iau în seamă, înțelegi? Dacă mai răspund la câte unul așa, o fac ca să vadă că nu mă deranjează. Ai înțeles? Bogdan Cristian, Bogdan Drăgan. Păi da, știu ce am făcut. Cum e? Da? Cristian Damian. Da, mai țin legătura cu băiatul lui. Webcro, îți mulțumesc mult de tot și îți urez sărbători fericite și ție. Adrian Mici, MNC. Cum era tratat de ceilalți 10? Hai să vă spun ceva. Voi să nu credeți că la pușcărie, dacă ai pedeapsă mare sau că ai infracțiunea de omor, te respectă lumea de frică. Nu? Cum respecti, așa ești respectat. Ai înțeles? Dacă respecti, vei fi respectat. Dacă nu respecti, nu te respectă nimeni. Te tratează cu aceeași. Îți plătește cu aceeași monedă. Și atunci ajungi la scandaluri, să știi. Pentru că omul îți explică. Nu poți, nu știu, unul cu o pedeapsă mică să mai respecte. Îți mulțumesc mult, Coxicor. Mă bucur că înveți, mă bucur. Ah, da, nu știu cum e Crăciunul, primul Crăciun în libertate, că de-abia mâine este, dacă de la 12 noaptea încolo. Probabil o să vă țin și mâine seară un live ca să vă spun cum am simțit eu primul Crăciun în libertate. Așa, și cum vă spuneam, degeaba cer tu respect la pușcărie sau să se teamă lumea de tine dacă tu nu respecti. Înțelegi? Să nu credeți că mai sunt vremurile care erau odată, că trebuia ăla de frică, de silă sau de milă să te respecte și tu să-l înjuri sau să-i faci ce vrei. Nu? Nu respecti, nu ești respectat. Așa e la pușcărie acum.
Mulțumesc, respect, respect. Vali 24, de vreo 15 ani. Normal că te lasă să te uiți, Mario Ghișoiu, și la meciuri, la ce vrei. Vali, repeți întrebarea și ți-am răspuns odată. Tinerul pe viitor va fi mai bine. Bă, ce părere ai despre viitorul tuturor tinerilor pe viitor? Să spun un lucru. La ce văd în ziua de astăzi, asta e tinerește amici, asta este o generație ratată. Unii din ei. Și ar fi păcat dacă alții care își doresc ceva bun în viață, să nu se ia după cei care își doresc o viață de vagabond. Că ăla care își dorește viață de vagabond, cu siguranță va ajunge și el pe acolo. 10 zile am, Nicolas Nico, până pe 8. Cu Steaua țin, m-a întrebat unul, dar n-am apucat să văd. Din Europa e Manchester United și din România e Steaua. Rareș Grecu la ADP-ul. Da, e Gabriel, da, are cine să se ocupe de mine. Așa este, Cameleon, așa este. Da, rezist cu două joburi, Georgian Stănescu. Nu mă simt obosit. Cât o-i putea, când nu-i mai putea, rămân doar cu unul. Olivier Messiaen. Mai face, da. Oricum nu ia în seamă. Florii Dumitru și eu vă salut și vă urez sărbători fericite. Alex Matei, statul te ajută după eliberare? Băi, dacă statul vede că îți dorești să muncești și să te reintegrezi în societate, te ajută. Dacă vede că rămâi tot o lepră, își amâna după tine. Acum, da? Te ajută așa, știi? Na. Cu Steaua veche, Lipton. Ții și cu asta, că are legătură cu ei, da? Luca, Luca, păi de ce să-mi fie rușine să ies pe stradă? Ce trebuie să fac, să mă închid în casă, să nu mai ies deloc? Nicolas, nu pot să-ți dau, na? Cristi Popa, te uiți pe live și ai să vezi și unde muncesc. Marius, a încercat cineva să te provoace de când ai ieșit? Nu, tati, nu. 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 Dacă eu n-am nimic cu ei, de ce să aibă cu mine? Sau dacă ei n-au nimic cu eu, de ce să am? Dacă încearcă cineva, există poliție. Da, la primărie, Gabrielo. Permis de conducere n-am. Fele pe ceabui, te pup și eu. Alex Matei, o să-mi pun și datura. Probabil da, afară. Daniel Ionescu, bravo ție să fii iubit. Mai bate un an întreg. Să fii iubit, dragul meu. Îți urez și sărbători fericite. George Stoica, da, am să dau. Știu că te ajută, na. Daniel, te-am știu că erai pe TikTok. Ah. Da. Salut din nou de la Cătălin Dragomir. Te salut și pe tine, sărbători fericite. Și au Hot Boys, sărbători fericite și ție. Nicolas Nico, Marius, hai să fugim mâna. Păi de ce să fugi? Mergi încet. Ce te alargă cineva? A, nu-ți place Daniel Ionescu, nu? Păi vezi, mă, tati, cum e. Da, l-am cunoscut și pe Pasaris, Mihai. Madara, cum poți începe să devii creștin? Ia Biblia în mână și citește-o. Citește-o de câteva ori și ai să vezi
cât de frumoasă e. George Stoica, și eu te pup și îți urez sărbători fericite. George, vă urez la toți. La toți vă urez sărbători fericite, sănătate și doriți voi să vi se îndeplinească. Și mai lăsați răutățile la o parte. Păi Coc, sigur, a făcut ce am făcut eu, dar în pușcărie. Ai înțeles? Pe la Poarta Albă. Mihai Păcurar, ai, bravo, mă, Mihăiță, mă, acum intri, mă, tu, băi, de când caut să te întâlnesc, să vorbim și tu, de-abia acum intri, mă, să vorbești cu mine, mă. Ia, notează numărul ăsta și să mă sun după ce termin live-ul, că poate nu-l ai. 0790 324 057. Notează-l și sună-mă după ce termin live-ul să vorbesc cu tine, că văd că m-ai uitat. Ionel Chiriță, cum mă, Chiriță, să nu te știu, mă? Crezi că am amnezie? Am o memorie foarte bună, crede-mă. Și credeți-mă că am o memorie foarte bună. Naționala de fotbal a României e varză. Nu, no, nu. No. Nu că sunt alte interese. Interesul nostru nu este să ne calificăm nicăieri. Interesul nostru este să facem bani, să vindem jucătorii buni și să-i lăsăm pe alte echipe, alte cluburi care au bani să se ducă mai departe. Luc Gabriel Ro. Luca, ies eu cu tine. A, da, probabil o să se ducă la gardă, Gabriel, să știi. Da, Coxicor, da. Gabriel Anton, ce să fac, tati? Uite, pregătit de sărbători. Îmi cer scuze. Te-ai gândit vreodată să te pocăiești, Cristea, Cristea? Păi da, sunt pocăit. Da, au început oamenii să sune. Așa că vă urez sărbători fericite, tot ce vă doriți voi în viață să vi se îndeplinească. Mâine seară o să fac chiar un live ca să vă spun cum mi-am petrecut eu această sărbătoare sfântă. Și aș vrea să-mi spuneți mâine seară, uite, asta o să vorbim mâine seară, ce semnifică Crăciunul? Cine era Crăciun? Nu știu dacă știți mulți din voi cine era Crăciun. Și ce sărbătorim noi, mai bine zis. Ok, vă urez o seară frumoasă în continuare, să fiți cu minți și cu minte și ne auzim mâine seară. Noapte bună!